Managerul proiectului Virgil Mușătescu a precizat că de acest curs pot beneficia toți angajații complexului energetic Oltenia. Până în acest moment, 130 de persoane din cadrul gigantului energetic și-au manifestat interesul de a participa la acest curs. După cum se știe, există mari provocări legate de acest sector și încercarea noastră este ca să îi înarmăm pe acești oameni pentru dezvoltarea lor personală și o poziție mai bună pe piața muncii. Bun, spuneți-ne câte persoane din complexul energetic Oltenia vor participa la acest training și ce presupune mai exact trainingul? Câte doresc dânsi, pentru că avem destul loc și pentru dânsi. Deocamdată avem solicitări pentru 130. Directorul Diviziei Miniere Aurel Medințu afirmă că aceste cursuri sunt unele de real ajutor pentru angajații complexului energetic Oltenia. Este o acțiune organizată de domn profesor prin care vrea să transmită ideile dumnealui pe problemele acestea de protecția mediului.